Te salut națiune și îți urez bine veni venit la un nou clip și începem clipul cu o întrebare. Ce se întâmplă când Hugo Boss Battled sau Battled Intens în cazul meu și cu Hugo Boss XY se întâlnesc, se plac, se îndrăgostesc, se iubesc și se căsătoresc? Ei bine, la fel ca în viața reală, fac copii. În cazul de față, îl fac pe ăsta. Hugo Boss Bottled Tonic. Așa l-au botezat. Care nu este nimic altceva, în opinia mea umilă, decât combinația dintre aceste două parfumuri. Repet, în cazul meu este Boss Bottled Intense, dar poate fi folosit foarte simplu ca referință clasicul Boss Bottled. Însă acolo este altă discuție la nivelul pielii mele, pentru că ăla este un parfum care, cu foarte, foarte, foarte mulți ani în urmă, avea un comportament total diferit față de ceea ce are în ziua de astăzi. În sensul în care nota de prună din el era absolut magnifică la nivelul pielii mele, iar în ziua de astăzi, de fiecare dată când îl utilizez, ceea ce resimt este exact ca și în varianta intens și anume nota de măr roșu. Să ne înțelegem, nu am o problemă cu nota de măr roșu, pur și simplu m-am cam săturat să o tot întâlnesc la tot pasul prin parfumerie. Este o notă foarte frumoasă, este o notă foarte senzuală, are o căldură a ei, o senzualitate a ei, dar în egală măsură este și o notă cu un caracter cam efeminat, din punctul meu de vedere, pentru parfumurile bărbătești. Tocmai de aceea sunt mare fan și prefer întotdeauna într-un parfum nota de măr verde, care este mult mai efervescent, este mult mai masculin, mai, mai strălucitor, dacă vreți. Nota de măr roșu este o notă foarte frumoasă, o notă foarte senzuală, foarte călduță, foarte confortabilă, dacă vrei. În Battle Tonic, însă regăsim elemente comune dintre aceste două parfumuri, cel puțin pentru nasul meu, la nivelul pielii mele, sentimentul general pe care mi-l transmite acest Battle Tonic este de Boss Battled, battle intens și XY variantă citrată a celor de la Hugo Boss. Pentru că exact așa este și Hugo Boss Battle Tonic. Este un parfum Fresh, este un parfum care ia foarte multe elemente din Boss Battle sau Battle Intense, dar în egală măsură ia multe elemente și din XY. Mai vine și el cu ceva în plus, dar mirosul, la modul cel mai sincer, la nivelul pielii mele, în proporție de 70%, pentru că îl și port pe piele astăzi, este similar cu ceea ce reîntâlnesc în Boss Battle sau Boss Battle Intens, în cazul meu. Nu este un miros urât, din contră, îmi place foarte mult Boss Battle Intens. Îmi place și XY, însă ăla e foarte citrat, accentul este pus mai mult pe nota de lămâie în XY. Însă, Boss Battle Tonic vine cu o compoziție interesantă. Avem portocala amară, măr roșu, lămâie și grapefruit în notele de vârf. Avem geranium cu ișoare, ghimbir și scorțișoară în inima parfumului și tonurile noase și vetiver în baza parfumului. Bun, elementele principale la nivelul pielii mele pe care eu le resim de fiecare dată când pur parfumul ăsta sunt nota de măr roșu, fără doar și poate, o ușoară, hai să zicem, infuzie, o combinație interesantă între nota de grapefruit și nota de ghimbir, asezonată și cu puțină, puțină lămâie. De asemenea, scorțișoara și aia este destul de prezentă și de e exact aceeași combinație pe care o reîntâlnești în boss battle intens. Pentru că și ăla vine cu combinația asta de măr și scorțișoară. Dar mai avem și niște cuișoare care a ascult compoziția, avem geranium, însă, din păcate, la nivelul pielii mele, nota de geranium este oarecum de negăsit. Sincer. Și este o notă care îmi place foarte mult și o să folosesc chiar și același exemplu um, care, de fapt, este o recomandare și este o recomandare foarte bună din punct de vedere al prețului. Ted Lapidus Purom Sport, care are în compoziție ca element central tocmai această notă de geranium și care mi se pare că este făcută fantastic de bine, cel puțin pe pielea mea parfumul ăla miroase absolut superb și este de o longevitate foarte, foarte bună. Este un parfum foarte plăcut și foarte ieftin. Nu știu, până în 100 de lei te costă o sticlă de 100 ml. Din păcate însă în Boss Battled Tonic, nota aia de geranium la nivelul pielii mele este quasi inexistentă. Iar în fundal avem, desigur, niște vetiver și niște tonuri noase care conferă mai mult caracter, care conferă mai uh, multă coloană și aspectul mai masculin, ca să nu uh, se ducă prea mult în partea feminină parfumul. Pentru că, v am spus, din punctul meu de vedere, notarea de măr roșu are un aspect extrem de feminat în parfumurile bărbătești, în primul rând, că despre astea vorbim, dar în parfumerie, în mod general. Și atunci tonurile noastre vin și echilibrează perfect compoziția și nu-i permit parfumului să se ducă într-o zonă care se adresează mai mult, hai să zicem, categoriei feminine de purtător. Parfumul miroase foarte frumos, îmi place cum miroase, doar că îl găsesc foarte similar cu aceste două parfumuri, de la care împrumută foarte multe elemente din compoziție. Accentul pus pe Hugo Boss Battle, Battle Intense mai, mai exact, pentru că mirosul este, de repet, 70, 75% este similar, este identic cu ceea ce regăsesc în asta. Performanța la nivelul pielii mele este foarte decentă, foarte bună. Nu am de ce să mă plâng. Eu nu am probleme cu parfumurile casei Hugo Boss, nu vine vorba despre longevitate sau proiecție. Este un parfum care la nivelul pielii mele stă undeva în zona de 10 ore ca și longevitate. Este o interpretare mai ușoară a acestuia și mai complexă a acestuia ca și voluptate. Ca și note, ca și adâncimea notelor, ca și profunzimea notelor. Deci este undeva în zona de mijloc între cele două, dacă vreți, ca și miros, dar performanța este similară, pentru că și cu celelalte două, tot în zona aia mă situez de 10-12 ore în funcție de, în fine, mulți factori, în principal factorii de temperatură. Din punct de vedere al proiecției, parfum proiectează foarte decent, a zice în primele două ore proiectează puternic, nu exagerat, nu de tip monstruos, dar suficient de puternic, urmat de o proiecție de tip moderat de aproximativ 3 ceasuri, poate chiar 4, și o proiecție de tip slab, încă vreun ceas, când parfumul se trage foarte aproape de piele, dar nu este încă un parfum la nivelul pielii. Iar ulterior, până la sfârșitul purtării, continuă să-ți transmit adieri. În general, adierile alea sunt foarte plăcute dacă porți parfumul în temperaturi, hai să zicem, moderate. Cum este, de exemplu, acum afară, când tună și fulgeră, se așterne imediat dita mai furtuna, mai suflă și vântul un pic, este răcoros, undeva în zona de 16-17 grade, deci asta ar fi temperatura ideală sau perfectă, cel puțin pentru mine, de a purta acest parfum. Și asta datorită uh, combinației dintre măr și scorțișoară, în primul rând, dar și uh, datorită tonurilor lemnoase și a uh, combinației dintre ghimbir uh, cu grapefruit și cu nota de cuișoare. Nici nota de cuișoare nu joacă un rol uh, extraordinar în parfumul ăsta, dar este sesizabilă și suf, în suficientă cantitate ca să-ți dai seama că modifică ceva în mod deosebit în inima parfumului. Performanță mai mult decât decentă, performanță foarte bună, asta este adevărul. Proiecție de asemenea foarte bună pentru un astfel de parfum. Un parfum gândit teoretic, mă gândesc după denumire, ca fiind un parfum fresh, revigorant, dar sincer să fiu, nu este absolut deloc, pentru că repet, este undeva în zona de mijloc între Boss Battle Intense și Hugo Boss XY. Deci un parfum mai degrabă de primăvară toamnă, din punctul meu de vedere pentru temperaturi moderate, adică zona de 15-20 de grade Celsius, sau hai să zic 10-20 de grade Celsius, atunci îl văd eu cel mai bine purtat. Un parfum destul de flexibil, ca și categorie de vârstă, îl văd a fi purtat și de consumatori tineri și de consumatori mai în vârstă, însă, din punct de vedere al, hai să zicem, Ținutei e oarecum un pic mai dificil de recomandat parfumul ăsta a fi purtat nu știu, la o ținută formală. E mai degrabă un parfum de tip uh, timp liber, uh, de stat cu prietenii, de ieșit cu iubita, cu soția și așa mai departe, ceva de genul ăsta. Deși, deși, într-o oarecare măsură pot să-l asortez și la o ținută de tip uh, business casual. dar nu l-aș purta chiar la costum. Ăsta merge purtat la costum, este un parfum foarte elegant, foarte frumos, îmi place foarte mult. Păcat că l-am vândut și că trebuie să-l trimit, dar uh, tonicul nu se apropie chiar de gradul ăla de eleganță pe care îl are Boss Battled Intense. Interesant, vă recomand să-l încercați, uh, să-l testați pe pielea voastră, să vedeți cum vă împăcați cu mirosul să vedeți cum vă împăcați cu performanța, pentru că, așa cum am zis, întotdeauna diferă de la o piele la cealaltă. Iar exemplul elocvent este cel pe care vi l-am spus la începutul clipului, în sensul în care originalul Hugo Boss Battled, în urmă cu foarte mulți ani, aproape, eu nu știu, aproape 15 ani, poate și mai bine, se comporta într-un anumit fel la nivelul pielii mele, și anume nota de prună era actorul principal, iar acum se comportă exact ca și Battle intense, nota de măr este actorul principal. Uh, interesant parfum, nu este nici foarte scump, undeva în zona de 200-250 de lei, o sticlă de 100 de mililitri. Drept urmare, uh, din punctul meu de vedere, dacă ești iubitor al casei Hugo Boss, dacă iubești parfumurile de genul ăsta, uh, cu astfel de elemente, și în principal dacă ești iubitor al originalului Battled. Atunci ăsta este un parfum pe care să-l adaugi în colecție. Referitor la hiperbolele, metaforele și epitetele extraordinare de care beneficiază Battle Tonic în mediul online, în special în recenziile pe care le vezi pe la alții, mai ales la cei din YouTube-ul internațional, Dați-mi voie să nu fiu de acord cu cele susținute de ei, și anume că este cel mai bun parfum de designer uh, lansat în ultimii ani. Să, să nu fiu de acord cu faptul că este o capodoperă, că este nu știu ce. Nu, este un parfum normal de la Hugo Boss. Există lucruri mult mai interesante și mult mai frumoase în colecția sau în linia de parfumerie a celor de la Hugo Boss. Din punctul meu de vedere, acesta este un parfum uh, pentru mine personal de tip me. Nu e rău, absolut deloc, dar nici nu e capodopera pe care vor să o proslăvească alții și să-i uh, atribuie niște, nu știu, descrieri și niște epitete de stai și te scarpi în invers ca maimuța. Sincer. Este un parfum ok pentru prețul cerut, pentru compoziția pe care o are și pentru ceea ce știe să facă. Nimic mai mult. Și asta o spune unul care este fan, Hugo Boss. Deci să nu ne auzim vorbe la proces. Cam atât de zis în clipul ăsta națiune. Ne vedem data viitoare. Până atunci, ca întotdeauna, vă urez toate cele bune. Numai bine!